Spațiu public. Dezbateri și opinii. Doamnelor și domnilor, bună dimineața, Tatiana Fischer, moderator, și Pavel Prodan, regizor, vă invit în spațiul public. Astăzi vorbim despre păduri și gestionarea acestora, despre tăieri și regenerări silvice, ne vom axa pe politicile forestiere și vom discuta despre felul în care se implementează. În studio, în calitate de invitați, domnul Nicolae Munteanu, director interimar la Agenția Mod Silva. Domnule Munteanu, bună dimineața! Bună dimineața! Am spus corect, interimar? Bine v-am găsit, da. Corect. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. De asemenea, o salut în această componență de discuții pe Lilia Curchi, director executiv la Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. Lilia, mulțumesc pentru prezența în studio. Bine ai venit la Radio Moldova. Vreau să anunț și două numere de telefon pentru publicul ascultător care va fi nerăbdător să intre cu noi în discuție. 022-721-758, 022-406-853. Începutul rundei de întrebări-răspunsuri, runde interactive, e la ora 10:40. La începutul acestui an, 2020, o știre a făcut ocolul instituțiilor media. Mai multe instituții media au difuzat știrea, precum că suprafețele împădurite din Republica Moldova scad chiar timp de o zi, chiar timp de o oră, că se taie foarte mult în raport cu cât se încearcă a se regenera. Și eu chiar vreau să citez din ceea ce am preluat de pe site-ul nostru. În Republica Moldova se taie câte 3 hectare per oră, arată datele Biroului Național de Statistică. Zilnic se defrișează 73 de hectare forestiere. Datele pentru 2018, de asemenea oficiale, arată că au fost efectuate defrișări de aproximativ 26,8000 de hectare de pădure. Deci, relata Moldova 1. Bine, această știre am văzut-o și în alte instituții media, iar Lilia Curchi chiar a făcut și o investigație și chiar a avut un material așa serios de analiză. Eu l-am citit pe natura.md. Domnule Munteanu, eu am vrut să încep de la dumneavoastră, pentru că în mod obișnuit așa se începe discuția cu autoritățile, cu structurile de stat, dar de data asta o fac invers, totuși mă adresez Liliei întâi. Eu vreau să știu cum ai pornit această investigație, cum ai condus-o, ce ai aflat pe parcursul ei. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi la acest subiect. Trebuie să spun că subiectul pădurilor, protecția pădurilor, nu este unul nou în cariera mea. De ani de zile mă preocup acest subiect și acumulez date, de aceea acum, de ce exact acum, la început de 2020 sau numai înainte și așa mai departe, este un rod se al conturează muncii, niște exact, date, se conturează datele și Biroul Național de Statistică ne oferă niște date, așa? Din ceea ce ați citit dumneavoastră și ce a fost pe site-ul și publicat și în mass media și așa mai departe, eu aici trebuie să menționez că eu nu am scris despre defrișări și știu care este diferența. Ai scris despre situația tăieri, exact, da. Și știu care este diferența forestier dintre tăiere și defrișare, ceea ce probabil că va încerca să spun acum când va avea cuvântul domnul Munteanu. Știu lucrul acesta, m-am documentat mult pe subiectul pădurii. Dar totuși, ca jurnalist, și spun de la bun început asta și pentru radioascultători, nu am fost în pădure să tai niciun copac. Și cred că nici jurnaliștii care, chiar dacă au, poate au greșit când au scris defrișare în loc de tăiere, să zicem așa, da, terminologia, asta nu înseamnă că ei s-au dus vreodată în pădure să taie. Și au făcut lucrul ăsta nu adică din rea intenție. Adică vrei să spui, jurnaliștii nu sunt rău intenționați. Exact. Au făcut lucrul ăsta nu, și eu și alți colegi de-ai mei, nu din rea intenție, dar tocmai din dorința de a da un semnal de protecție pentru pădure. Pentru că organizația
statal, zic, statul Republicii Moldova, se pare că uită că avem un asemenea patrimoniu care este un patrimoniu public. Deci pădurea este a noastră, a tuturor. Indiferent că suntem sau nu specialiști, este un bun, pădurea pe care noi trebuie să, de care trebuie să ne bucurăm și pe care să-l apărăm. De aceea în revista Natura am adunat o serie de date pe care le-am găsit și cel mai dincolo de aceste referințe la tăiere, am zis tăiere, nu defrișare, iarăși tăiere. Adică am însușit termenul. Exact, da. Dar asta nu schimbă datele problemei, din păcate. Copacul nu mai este, indiferent că tu îi spui că l-ai tăiat sau l-ai defrișat. Copacul nu mai este în pădure. Și asta este cea mai mare problemă pe care noi o avem. Pentru că noi trebuie să păstrăm copacii în pădure, dar nu să numim pădure un teritoriu pe care nu mai avem niciun copac sau avem 2-3 copaci. Deci asta am spus și în materialul pe care l-am dar semnat. Dar eu am văzut și fotografii, exact, imagini în care vedem arbori tăiați. Da, exact. Și atunci și sunt imagini transmise. Am vrut să te întreb, sunt imaginile realizate de tine, de alți jurnaliști? Sunt imagini realizate de cetățeni și de activiști civici care ne-au transmis la redacție datele acestea privind tăieri. Și chiar după publicarea acestui articol, mă bucur și mulțumesc pe această cale cetățenilor neindiferenți care au transmis în continuare și transmit date despre tăierile din pădurile lor. Lumea este îngrijorată. Oamenii nu sunt legați la ochi. Ei văd ce se face, indiferent cum numim aceste lucrări. Este clar că acum, ca să iau hai să zic partea statului, da? Statul nu investește bani în faza protecția pădurii, ce este o problemă mare și o să ne spună domnul Munteanu de ce lucrul ăsta nu se face, pentru că pădurea nu se păzește, avem o problemă foarte mare, se acceptă planuri de tăiere în pădure, hai să zicem așa, pe limbajul, undeva, da? Exact, și avem marginea pădurii, da, e intactă, dar în pădure s-a tăiat și acest lucru nu schimbă datele problemei. Și este o ocazie, cum am zis, jurnalistul nu s-a dus să taie niciun copac, dar a deschis o temă pe care noi trebuie să o reflectăm, nu să o atacăm. Și aici voi apăra breasla jurnalistică, pentru că suntem uneori învinuiți că exagerăm lucrurile, că ne trebuie material de senzație, da, senzație eu, probabil nu e în cazul ăsta. În cazul ăsta este omul care vede și chiar aș invita cetățenii să intervină pe parcurs, să ne spună concret pădurile în care noi am anunțat două numere de telefon pentru cetățenii și de aceea care vor dori să ne comunice. Eu sunt foarte bucuroasă că avem aici discuție și vreau ca să fie la nivel național și în primul rând la nivelul de atenție a statului. De ce avem tot mai puțină pădure în pădure? Copaci valoroși nu mai avem pădure. Pădurea este rărită. De ce ne putem permite așa ceva când în Republica Moldova suntem cel mai mic stat din spațiul european cu terenuri forestiere? Se plantează puțin, dar să nu uităm că ce plantăm astăzi, pădure va fi peste 30-40 de ani. Da, noi astăzi am plantat și am cheltuit o mulțime de fonduri din stat, dar această pădure are nevoie să crească și nu putem să ne permitem să rărim, să tăiem în pădure când știm că abia peste 40 de ani vom avea un copac în loc acolo. Da. Domnule Munteanu, împărtășiți această stare de alarmă pe care o exprimă jurnaliștii de mediu sau lucrurile nu stau tocmai așa? Haideți să începem de la cifrele pe care le-am enunțat și eu. Citând dintr-o știre pe care am preluat-o chiar de pe site-ul nostru, termine.net. Da, eu, la rândul meu, țin să vă mulțumesc pentru invitație. Sincer să vă spun, într-adevăr, în ultimele zile, pe canalele mass media, pe platformele mass media, au fost lansate multe discuții pe tema tăierilor, defrișărilor, faptul că pe zi Republica Moldova pierde 73 de hectare de pădure, pe oră 3 hectare. Chiar este binevenită discuția la nivel național, chiar este binevenită ca societatea să cunoască din prima sursă păsul și dorința și năzuința silvicultorilor de ce se face și pentru ce se face. E mai simplu să critici, e mai simplu să aduci niște argumente, niște date statistice, dacă să revenim la datele care au fost prezentate
Biroul Național de Statistică. Sunt date care reflectă activitatea Agenției Moldova pentru anul 2018. Vorbim de compartimentul tăierea și exploatarea pădurii, acolo unde s-au vehiculat cifra de 26.000 de hectare de pădure, care este parcursă cu lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor. Aici se încadrează tăieri de îngrijire în care intră degajări, curățări. Astea sunt arborete tinere cu o vârstă cuprinsă între 30 ani. Vorbim de rărituri, arborete care sunt cuprinse între vârsta 10, 20, 30 de ani, în dependență de specia care este cultivată acolo, și vorbim tăieri de igienă care se fac în arboretele cu o vârstă mai înaintată, acolo unde persistă arboret bolnav, arboret accidentat și, evident, tăierile produse principale, tăieri unice, așa numite tăieri rasă, acolo unde sunt exploatate la momentul de față, în mare parte, în centru și sudul Republicii Moldova, mai puțin în nordul Republicii Moldova, arboretele de salcâm alb, arboretele de frasăn, care în urma schimbărilor climatice care noi le observăm sunt tot mai vizibile, au o uscare în masă și au atins o vârstă deja care sunt în decădere, nu mai sunt arbori viabili și omul, noi silvicultorii, intervenim pentru a le da posibilitatea să se regenereze, să venim cu lucrări de regenerare artificială, lucrări de plantare, lucrări de ajutorare a regenerării naturale sau regenerări naturale. E clar lucru că din cifra de 26.000... Da, adică vreți să spuneți 26.800 hectare pentru anul 2018, adică tăiate. Da. E o normă? Este o necesitate, de atât că am încercat să vă spun că 21.000 de hectare sunt tăieri de îngrijire și conducere, ceea ce am enumerat eu, care includ degajări, curățiri, răituri, tăieri de igienă și tăieri diverse. Dintre celelalte 4.000 și ceva de hectare, 4.700-4.800, sunt tăieri unice și repetate rase. Dacă vorbim, încă o dată vă explic, dacă vorbim de tăieri rase unice, astea sunt în arboretele de salcâm și frasen, preponderent. Dacă vorbim de tăierile repetate, sunt în arboretele de stejar. Dar de ce se numesc repetate? De atât că ele se fac în câteva reprize, pe o perioadă de cel mult sau cel puțin 10 ani de zile, prin care se vine prin reprize, se creează ochiuri și posibilitatea ca să regenereze, îndeoseb prin semințiș, specia de bază, stejarul. De atât că pădurile Republica Moldova, la momentul actual, parcurg o perioadă destul de grea, de atât că sunt păduri... Hai să spunem îmbătrânite, așa, să zicem așa, că buniei noștri, strămoșii noștri, oricum pădurile au fost o sursă de existență. De foc. Și o sursă de existență, să zicem așa. Și dacă să ne uităm în interiorul activității noastre, vedem că arboretele din pădurile Republicii Moldova sunt de generația a doua, de generația a treia, ceea ce denotă că anterior strămoșii noștri au efectuat lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor. Bine, poate nu așa în volume atât de mari. Acum pur și simplu a ajuns perioada că noi trebuie să intervenim. Într-adevăr, pentru societatea noastră este puțin neclar de ce, într-așa volume, și de ce anume se acum. Se produc tăierele, da? Noi recunoaștem că Agenția Moldova este puțin vizibilă și poate că puțin informații acordă societății. Mai puțin suntem prezenți pe posturile mass media, de televiziune, o să radio. Vă invităm de acum încolo, da, să dar să știți că noi avem argumentele noastre. Și ca orice corp, ca orice organism, atunci când este infectat, trebuie intervenție. În cazul dat, Agenția Moldova, prin instituțiile sau prin întreprinderile subordonate care sunt prezente practic pe toate teritoriul întregii Republicii Moldova, intervine pentru a extrage arboretele sau arborii care sunt bolnavi, infectați sau necesită o regenerare imediată și promptă.
Da, domnul Munteanu, dar cât din această sumă, din această cifră revine tăierilor ilicite? Aveți calcule și privitor la tăieri ilicite? În datele prezentate de biroului de statistici, nu se vorbește de tăieri ilicite. Aici sunt arătate tăierile care sunt autorizate și justificate prin acte permisive. Dacă vorbim de tăieri ilicite care sunt, și noi nu negăm faptul ăsta, că sunt prezente și din păcate sunt prezente pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cât la nord, la centru și la sud, avem un trend din ultimii 3-5 ani în care ele evaluează de la 1500 la 3000 de metri cubi anual. Dar să știți că ele nu reflectă totalmente situația care este la zi. De atât că mai sunt unele lucruri care ne scapă. Vă închipuiți personalul silvic, mai simplu să vă spun, un pădurar este responsabil de o suprafață de circa 400 de hectare. Ca să înțelegeți, în cazul când este compact și nu este dispersată, e mai simplu să o protejezi și să o păzești. În cazul când sunt trupuri de pădure sau sectoare de pădure cu o suprafață de 400 de hectare, dar sunt înșerate pe o distanță de 7, 8, 10 km, vă închipuiți posibilitatea și accesibilitatea personalului silvic pentru a acoperi cu pază toate aceste sectoare. E clar lucru că în rândurile silvicultorilor sunt și cei care profită de funcția și postura care o au. Și noi nu negăm faptul acesta. Și prin intermediul lor, într-adevăr, se fac și unele fără de legi. Dar să știți că tot personalul silvic, îndeosebi pădurarul și cei responsabili, poartă răspundere materială și atunci când ei sunt încadrați în câmpul muncii, semnează un acord prin care poartă răspundere materială. Și atunci când sunt petrecute reviziile planate, ele sunt anual, se petrec câte două în perioada de primăvară și toamnă, cele neplanificate și cele inopinate și controlele operative, atunci când scot la iveală careva contravenții silvice, mă refer la tăieri ilicite, la furt de masă lemnoasă, la braconaj, responsabilitatea materială o poartă persoana cărui este încredințat sectorul. Adică, indiferent că tăierile ilicite sunt produse astăzi sau mâine și ele sunt descoperite sau scoase la iveală de câte orice instituție ale statului, că este de control, că este de... Ele oricum sunt recompensate de către colegii mei. Dar sunt pădurari trași la răspundere pentru... Evident că sunt trași la răspundere și contravențională, și penală, și cu eliberarea din funcție. Bunăoară, doamna Milia a menționat în articolul său, chiar și a publicat pe pagina Natura MD și Ordinul Intern a Agenției Moldova, prin care personalul care a comis un astfel de încălcări, de nelegiuiri, sunt atrași la răspundere. Avem destul de semnificativ, avem circa 400 și ceva de persoane care au purtat răspundere cu eliberare din funcții, cu atragere la răspundere penală, cu compensarea prejudiciului cauzat pădurii. E clar că sunt lucruri care și ne scapă nouă, dar în marea parte noi suntem conștienți că tăierile ilicite au loc, contravențiile silvice au loc și noi ne luptăm cu ele. Am vrea un ajutor și un suport mult mai mare din partea instituțiilor statelor care sunt abilitate cu împuternicire de control și ca ele să ne vină în ajutor și noi să încercăm să depistăm și să contracărăm elementul contravențional în domeniul silvic. Da, vă mulțumesc, Lilia. Eu am fost foarte atentă la o statistică dedusă de tine din datele pe care le ai de la Biroul Național de Statistică privind tăierea și regenerarea, adică raportul acesta, proporția asta. Ai și un infografic, o diagramă pe finalul investigației tale. Deci așa, 2014 s-au tăiat 25,2 mii hectare, în raport cu 5.000,2 de regenerare.
Deci, cifrele astea ajung până în anul 2018, iar pentru anul 2018 avem așa, tăieri 26,8 mii hectare și regenerări, adică împăduriri 4,9. Raportul e foarte mare, adică se taie de 5 ori mai mult decât se regenerează. Da, sunt datele oferite de, într-adevăr, de Biroul Național de Statistică. Eu am vrut să te întreb, cum le-ai dedus aceste date? Sunt exact și orice cetățean le poate vedea, sunt în acea analiză, raportul prin protecția mediului, care este oferită anual de către Biroul Național de Statistică, și această deducere și această analiză este chiar a Biroului Național de Statistică. Și aici, într-adevăr, este menționat tăieri silvice și regenerarea pădurilor. Adică avem tăieri silvice pe o suprafață de 26,8 hectare și regenerare pe o suprafață de 4,9 mii hectare. Adică acest ritm defectuos, de altfel, se ține din, hai să zicem, din 2014 până 2018, și dacă el continuă, domnul Munteanu... Iarăși vedem aici, domnul Munteanu clar că este cel care ar trebui să... Dar noi, ca cetățeni, ne uităm la aceste cifre, vedem că în 2012, de exemplu, s-au regenerat pe 5 hectare, iar pe parcurs, de exemplu, în 2015, în 2016, în 2017, s-a regenerat și mai puțin. Și de abia peste 6 ani, în 2018, aproape ne suntem la cifra de hectare de regenerare la 2012. Deci eu aș vedea aici o tendință periculoasă de a planta mai de, a regenera mai puțin. Aș vedea aici mai multe cauze. E adevărat ce spune și domnul Munteanu, avem schimbări climatice, avem foarte multe consecințe, avem foarte multe factori. Dar tocmai schimbările climatice trebuie să ne mobilizeze la regenerare. Dar tocmai la, de asta n-ar trebui să tăiem. Da? Exact. Tocmai de aceasta n-ar trebui să tăiem. Iar statul ar trebui să găsească soluții și ceea ce scrie, inclusiv în strategia de mediu 2014-2023, că statul trebuie să investească în noi suprafețe pentru plantații energetice, adică lemnul de foc să nu-l extragem din pădure, pentru că pădurea este sursa noastră de aer curat, sursa noastră de apă, sursa noastră de a ține acest pământ, de a nu ne se duce dealurile, văile, ca să vorbesc pe înțelesul oamenilor. Pădurea, deci este tocmai acel sprijin acum, pentru că neavând pădure, acolo unde vor fi pădurile, acolo nu ne vom usca. Iar vedem ce se întâmplă. Anul acesta, să ne uităm, nu avem deloc zăpadă. Ploi, nu am avut toamna. Deci e o situație alarmantă, de aceea noi ca stat nu ne putem permite să tăiem fie și în pădure. Nu ne putem permite acest lucru, pentru că pădurea ar trebui să rămână intactă, chiar dacă ea este cârnă, chiar dacă este bolnavă, și lemnul bolnav și lemnul uscat e nevoie în pădure, și lemnul mort este nevoie să fie în pădure acolo, pentru că el ajută la ecosistem. De ce noi mai întâi trebuie să plantăm și avem terenuri degradate care le dețin primăriile, și aici știu că este o muncă enormă și o zbatere ca să fie aceste terenuri redate și date în fondul forestier. Deci, deci primăriile nu gestionează eficient suprafețele de pădure. Sunt foarte multe terenuri care ar putea deveni pădure. Și de aceea statul trebuie să încurajeze înființarea de păduri, toți doritorii să-și crească pădure pe teritoriul propriu, statul să investească în păduri energetice, deci să creștem pădurea pentru a tăia, nu să tăiem acum. Apropo, din pădurile într-una existente. Într-una din emisiunile noastre a venit tot un sunet din partea unui cetățean și a zis că eu am în posesie terenuri degradate, eu aș vrea să sădesc acolo pădure. Ajutați-mă, dați-mi un suport. Despre asta poate vom vorbi puțin mai târziu. Dar, domnul Munteanu, ce aveți de zis despre această statistică? Este reală, adevărată? Dacă să vorbim de statistică, ea este reală, cifrele sunt reale, dar au fost interpretate ironat și, dacă îmi permiteți, eu am să vă dau câteva explicații. Da. Din suprafața totală, dacă vorbim anul 2018, anul care ne este iată, mai aproape. Exact la ceea ce a prezentat, Lilia, aveți și dumneavoastră. Da, eu am asta, și da? Eu în față. Avem suprafața de 26.000 întreg și 8 hectare exploatate. Este tabelul 6.1 din statistică, în care se vorbește de toate tipurile de lucrări. Și mă repet încă o dată, dintre care
21.000 de hectare sunt tăieri de conducere și îngrijire a arboretelor. Și m-am expus. Acolo mai puțin este posibilitatea de a interveni și de a regenera. Dar creăm condițiile optimale prin lucrările care le facem noi de îngrijire și de conducere. Creăm condițiile optimale pentru speciile care sunt deja instalate acolo. Speciile autohtone, speciile de bază. Le creăm condiții optimale ca să dezvolte și să crească viguroase și sănătoase. În celălalt caz, acolo unde am vorbit de circa 4.000, în jurul de 5.000 de hectare, tăieri unice și repetate, iată acolo noi venim anual cu lucrări de regenerare, mai multe metode de regenerare. V-am lămurit, artificială, naturală, ajutorare regenerării naturale, în dependență de arborete, în dependență de stațiune, în dependență de necesitatea substituirii specii care a fost crescută sau cultivată până acum și în dependență de sol, de stațiune, suntem nevoiți să venim cu alte specii mult mai rezistente, mult mai viguroase la condițiile actuale de mediu și de sol care este... O vreți să spuneți că acest ritm e temporar? Pe urmă vom avea evident, un alt tablou. Evident că e un ritm temporar, de atât că v-am spus, este un trend atunci când natura ne aduce surprize. Doamna Lilia a menționat că elocvent este anul acesta când n-am avut parte nici de ploi, nici de zăpadă la moment. E clar lucru că și pădurea din cauza asta suferă, îndeosebi speciile care sunt iubitoare de umiditate și e clar lucru că ele decad. Ele se usucă și noi suntem nevoiți să intervenim. Dacă nu intervenim, sunt de acord că este necesar să avem și sectoare virgine de pădure în care omul are... Să nu umble. Da, mai puțin să aibă interacțiune. Dar nu trebuie să transformăm toate pădurile Republicii Moldova în păduri virgine. Eu aș vrea... Dacă să-mi termin gândul. Și e clar lucru că lucrările care noi ne le propunem de regenerare, suprafața de 5.000 de hectare, ele ar fi binevite să fie mult mai mari. La începutul discuției, doamna Lilia a spus că silvicultura, pădurile ar trebui să fie finanțate din bugetul de stat și să avem surse suficiente ca să poată să acopere toate cheltuielile curente și operaționale, îndeosebi la capitolul, compartimentul regenerarea pădurii. E clar lucru că, în afară de fondul forestier, Agenția Moldsilva anual împădurește și teren degradate. Și într-adevăr, la ziua de astăzi, Agenția Moldsilva, prin intermediul întreprinderilor și cu sprijinul și ajutorul statului și autorităților publice locale de nivelul 1 și nivelul 2, la moment au împădurit pe terenuri degradate și altor deținători în jurul de 62.000 de hectare. E clar că potențialul și terenuri care sunt supuse degradării sau au o bonitate sub 40, după ultimele estimări și unele calcule, sunt în jur de vreo 70.000 de hectare. Adică potențial și teren pentru a fi împădurit este. Autoritățile publice locale sunt deschise, ba chiar avem deja selectate un număr foarte impunător de terenuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu acordul consiliilor locale și a primăriilor de a aloca terenurile anume pentru programul de extindere și împădurire a terenurilor degradate. Dorința este problema cea mai mare, lipsa de surse, dar să știți că în anul 2019 nu se alocă din buget pentru împăduriri? La sfârșitul anului 2019, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și colegii din celelalte instituții ale statului care sunt pe domeniul mediului, a fost elaborat proiectul hotărârii de guvern privind extinderea fondului forestier perioada 2020-2024 pe o suprafață de circa 13.000 de hectare. Proiectul este pregătit, se identifică sursele, că o să fie de la partenerii externi, că o să fie din bugetul de stat, el oricum sperăm că să aibă loc și activitățile noastre să le continuăm. Noi avem practici foarte bune, foarte frumoase, rezultate foarte bune
rămâne ca noi în continuare să le implementăm și să mărim suprafața acoperită cu vegetație forestieră, cu pădurea Republicii Moldova. Suntem la ora 10:43 de minute, aici emisiunea Spațiu Public, o ediție în care discutăm despre felul cum sunt gestionate pădurile la noi, despre tăieri, dar și despre regenerări. Invitații programului sunt domnul Nicolae Munteanu, director interimar la agenția Mulțilva, și Lilia Curchi, director executiv la Asociația Jurnaliștilor de Mediu. Din acest moment am zis să putem interacționa și cu publicul, în cazul în care va dori cineva să ne sune, să ne întrebe, să ne propună, să ne sugereze lucruri importante pentru sectorul silvic de la noi. Eu am vrut să vă întreb, domnule Munteanu, am citit precum că Republica Moldova, pentru ca să atenueze din loviturile generate de schimbările climatice, a trebuit să aibă cel puțin 15% de suprafețe împădurite. La moment, tot din sursele oferite de jurnaliștii de mediu, știm că doar 12% avem. Deci avem un decalaj de 3%. Noi când, în ce timp îl recuperăm? Răspundeți la întrebare după ce vorbim cu un ascultător. Vă rog să luați căștile, ele sunt la îndemână. Bună dimineața, vorbiți, vă rog. Bună ziua! Alo! Da. Bună ziua! Doamna Tatiana Fischer, domnul Nicolae Munteanu și doamna Lilia Curchi. Vă sună Șovcenco Tudor din comuna Trușeni. Vă spun că de 10 ani ne judecăm aici. Consiliul a vândut 2 hectare 38 de soci de pădure și de 10 ani noi nu putem nici acum să obținem. Înțelegeți? Nimeni nu vrea să-mi dă nici un ajutor. Și vă rog mai mult, doamna Lilia, și dumneavoastră să veniți la fața locului și să vedeți ce dezastru au făcut din pădurea aceasta. Este o pădure extraordinară, unde ecologistul a spus că ea este pentru consolidarea terenurilor și ne luptăm de 10 de ani de zile. Și toți locatarii aceștia care li s-a dat pentru loturi de pământ, scriu într-una judecată și nici acum nu putem scăpa de dânsii. Și am câștigat la apel, la supremă, unii irevocabile, am iar ajuns la apel, unde a casat-o. A scris o doamnă care are trei loturi de pământ. Apoi doamna aceasta nu vede că e împădurită. De când la noi în Moldova se vând pământurile împădurite, asta e un kilometru sub Chișinău. Înțelegeți? Asta e de la Poltava, lângă Durlești, aici. Și în timpul de față, doamna Stella Munteanu, actuala primăriță, a spus că să iei măsuri grave pentru aceasta. Dar dorim și dumneavoastră să vă implicați, să ducem chestia asta la bun sfârșit, că dorim să facem parte. Este află în mijlocul întovărășirilor. Și e ceva absurd. Nu-i omenesc ce s-a făcut de către primăria Trușeni. Nu-i omenesc ce se face. Noi nu mai putem să ne chinuim. Suntem bătrâni, bolnavi. Nu mai avem bani să plătim pentru judecată. Domnul Șevcenco, vă mulțumim că ați intervenit și ați reacționat la această temă, la acest subiect. Mai avem un apel din public. Vorbiți, vă rog, sunteți în emisie. Da. Bună ziua! Bună ziua! Ron, municipiu Chișinău. Vreau să dau o întrebare, domnul Munteanu. Este o lege care toți angajați sezonieri, toți lucrători sezonieri, să fie angajați oficial. La Mulțiva lucrează mii de sezonieri toamna și vara și iarna și niciunul nu e angajat. Se plătește prin grămezi de lemne. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, două apeluri. O să mai primim apeluri, dar vă rog să vă grăbiți dacă aveți ceva de spus, pentru că emisiunea e pe terminată, e pe sfârșită. Da, comentăm aceste două apeluri, domnul Munteanu, Lilia Curchi, vă rog. Eu o să las pe domnul Munteanu să răspundă la a doua întrebare. Da, nu, eu am să dau eu am să vin cu niște precizări și la prima întrebare domnului care a sunat de la Trușeni. Aici noi vorbim de pădurile comunale care sunt gestionate de administrațiile publice locale. Atunci când agenția Mulțilva mai puțin are
tangență, să zicem așa. Din păcate, este un procent destul de considerabil pădurile comunale în țara noastră, în care sunt pe alocuri lăsate de izbelește și societatea vede anume unele fără de legi și unele dezastre anume în sectoarele astea care nu sunt gestionate de Agenția Mult-Silva, dar gestionate de primării. Îi sugerez domnului ca să și sătenilor din Trușeni ca să fie insistenți ca până la urmă terenul care a fost alocat sau suprafața de 2 hectare care au fost alocată pentru terenuri ca să fie păstrată ca teren împădurit, ca teren care este hai spunem așa, acoperit cu vegetație forestieră, în dependență ce specie crește acolo. Ca să revin la... Dar judecata va dura și iată, dar oamenii judecata va dura, dar trebuie de revizuit decizia Consiliului Local, trebuie de văzut probele și argumentele care au fost aduse pentru necesitatea alocării terenelor cu, mai știu eu, nu știu cu ce scop, cu scop de a construcții pentru case sau pentru teren, mai știu eu, de altceva. Dacă să mă refer la a doua întrebare care mi-a parvenit din Chișinău, într-adevăr este stipulat în legislație ca toți angajații, că ei sunt temporari sau permanenți, sunt întocmite contracte de muncă. Și Agenția Mult-Silva și toate întreprinderile silvice care invită la muncile sezoniere populația, sunt încheiate contracte temporare pe un termen de la 3 la 6 luni, independență de genul de lucrări, de genul de servicii care este necesar să le efectueze. Așa că informația este greșită. Toți sezonierii sunt angajați în câmpul muncii ca sezonieri temporar conform contractelor de muncă. Dacă e să vorbim de salarizarea sau achitarea lucrărilor, serviciilor care sunt efectuate de către populație, mai au locuri, ceea ce a spus dumnealui, că chiar cei care vin și se angajează la muncă, solicită, uite, eu nu am nevoie de bani, dar am nevoie de niște lemne sau mai știu eu ce, îi se calculează salariul, contabilitatea îi achită salariul și el din contul salariului sau banilor câștigați își procură stiva aceea de craci sau lemn de foc, ceea ce vorbim noi. Până știu că trebuie să mai luăm un apel, da? Dar da. Vreau domnului Tudor Șevcenco de la Trușeni să-l încurajez într-adevăr să continue împreună cu toată comunitatea această zbatere, această luptă pentru pădure și este foarte important pentru că și convențiile internaționale pe care Republica Moldova le-a ratificat acordă dreptul și obligația autorității de a consulta cetățenii, astfel dacă atunci când s-au dat aceste 2 hectare în pădure, de pădure, nu au fost consultați cetățenii, din start populația are un temei foarte puternic pentru a câștiga această cauză și cu mare drag aștept pe domnul Tudor Șevcenco, l-aștept la redacție ca să vedem cum putem și noi jurnaliștii să ne încadrăm și să sprijinim interesant, comunitatea. Interesant, da, cum s-a votat în Consiliul Local. Exact, interesant. Dacă a fost sau nu dezbatere cu cetățenii, dacă a fost luată opinia cetățeanului cum s-a luat și această așa mai decizie. Departe. Consilierii sunt reprezentanții poporului. Avem un apel din public, ascultăm. Pe cine? Bună dimineața, alo? Vorbiți, vă rog. Da. Bună ziua, da, îmi spune Nadejda, sunt din Chișinău. Am primit moștenire de la părinții mei, 1 hectar de pământ. Aș vrea să-l împăduresc. Spuneți-mi, vă rog, eu, ca persoană fizică, am dreptul să împăduresc 1 hectar de pământ? Da, ne puteți spune din ce zonă ne sunați? Din Chișinău, vă spun. A, din Chișinău, unde da. Este pământul? Unde este pământul? Adică în Chișinău? Unde aveți pământul? Nu, vai de mine. Nu. Unde aveți pământul? Pe malul Bâcului, la 70 de km de Chișinău, practic acolo unde Bâcul se varsă în Nisru. Da, am înțeles. Vă mulțumim pentru această întrebare. De fapt... Da, e o întrebare foarte bună și au mai e o întrebare foarte bună și actuală, da. Ca să aduc niște clarificări și precizări. Este posibil ca să împăduriți terenul dat, este necesar să verificați
terenul dacă este arabil și dacă ce bunitate are a solului. Legislația de moment vorbește că sunt sau sunt pasibile de a fi împădurite terenuri care au bunitatea mai mică de 40. În restul cazurilor sunt terenuri care sunt practicabile pentru agricultură și e mai greu de scos din circuitul agrar. Dar dacă este proprietatea privată și puteți să aveți ori dumneavoastră surse pentru a procura și împăduri sau în baza programului, am spus, proiectul hotărârii de guvern privind extinderea fondului forestier, puteți să beneficiați având toate actele în regulă și atunci când o să fie aprobat hotărârea de guvern, o să puteți să încercați, dar să depuneți actele pentru a beneficia de serviciile și lucrările de împădurire a terenului. Da, domnul Tudor Șevcencu a transmis prin intermediul regiei că noi am pus întrebare ce au făcut consilierii de la Trușeni și domnul Șevcencu zice că ei au votat pentru, adică pentru înstrăinarea acestor terenuri. Era nevoie și de acordul cetățenilor și de consultarea cetățenilor. Deci nu lăsați mâinile în jos. Da. Suntem la 10:54 de minute. Domnul Munteanu, vă adresasem anterior sunetelor din public o întrebare. Cum recuperăm acest decalaj? 12% de împădurire, cifra reală, și 15% cifra spre care noi tindem. Spre care noi tindem în perioada anilor 2020-2024. Da. Asta este ca opțiune, ca plan. Am vorbit de cele 13.000 de hectare care guvernul și agenția Mulțilva și le propune a fi împădurite și prin activitățile sistematice bine structurate sunt toate premizele ca în anul 2024 suprafața împădurită a Republicii Moldova să atingă 15%. Nu trebuie să uităm de faptul că terenurile care au fost și care urmează să fie împădurite, ele sunt în gestiunea în mare parte a administrațiilor publice locale. Iată aici deja administrațiile publice locale cu prin intermediul întreprinderilor silvice, agenției Mulțilva, se străduie să se conducă de regimul silvic, să le asigure pază, să le asigure protecție, ca ele să fie de viitor, dar să nu fie efectuate cheltuieli ca ulterior ele să fie uitate, părăginite și în final, în urma incendiilor sau pășunatului ilicit sau a altor activități a oamenilor să dispară. Este nevoie să asigurăm continuitatea, durabilitatea sectoarelor care au fost împădurite. Da, e bine, e corect ca o parte din păduri să se afle în gestiunea primăriilor, administrațiilor publice locale? Păi evident că e bine, de atât că este o oportunitate. Lilia zicea că problemele tocmai vin de acolo, nu, din zona știți, aceea. Este o oportunitate, pentru administrațiile publice locale și pentru cei privați, pentru persoanele care dețin terenuri deja împădurite, evident că este o oportunitate. Și trăim într-un veac în care omul trebuie să aibă libertate în acțiuni și libertate în alege. Este altceva că atât statul, cât și societatea civilă și noi, instituțiile statului, să încercăm să-i asigurăm și să le propunem implementarea tuturor normelor legale, tehnice, pentru buna gestionare a resurselor forestiere. Eu vreau să adaug aici că domnul Munteanu a vorbit de și dumneavoastră ați întrebat de cele 15%, când ajungem la el și facem diferența. Vreau ca să știe radioascultătorii că noi în 2001, ca stat, Republica Moldova a elaborat o strategie de dezvoltare durabilă a fondului forestier, deci în 2001, care prevedea până în 2020, deci până în acest an, acoperirea cu împădurire, gradul de împădurire a teritoriului Republicii Moldova cu 15%, adică la 15%. Deci în acest an trebuia să fie deja trebuia să avem, deci noi am depășit, suntem în mare întârziere și respectiv acum ne mai luăm un termen ca stat și nu avem nicio garanție că noi vom ajunge la această acoperire cu păduri în teritoriul Republicii Moldova. Și de aici este întrebarea, revenind la inițial, la început, întrebarea noastră, mai putem noi tăia în pădurile noastre?
Da, pădurea, cum a spus expertul Silvic, da, specialistul spune că pădurea trebuie curățată, trebuie regenerată așa, dar noi ne putem, ca stat permite lucrul ăsta. Noi trebuie să ajungem la 15% împădurite când, dacă noi deja am depășit termenul. Deci sunt întrebări la care toată societatea trebuie să reflecte și iar statul să vadă cum poate face acest lucru. Pentru că noi ca cetățeni, iarăși menționez, avem prin Constituție garantat acest bun. Pădurea este un bun public, este bunul nostru al tuturor. Domnul Munteanu, pe scurt, dacă avem garanții că cel puțin acest obiectiv îl îndeplinim în termenul în care a zis până în 2024, ce garanții avem? Dar evident că garanții sunt. Toți colegii mei, tot serviciul Silvic este gata, apt pentru a merge și a împăduri începând cu primăvara. Dar de ce nu am avut până... Acoperirea financiară. Acoperirea financiară. Din cauza de lipsă Numai de bani? Asta, lipsa de bani. În restul cazurilor, personal, echipament, utilaje, material săditor, terenuri, avem tot. Eu vă mulțumesc pentru discuții de astăzi. Mai revenim la subiect și cu alte ocazii. Eu mulțumesc și publicului care a intervenit. Îl îndemn să urmeze și pe mai departe postul național de radio. Pentru toată lumea, o zi bună, la revedere, mulțumesc! Da, vă mulțumim, la revedere!